Bună seara, stimații telespectatori! Suntem din nou la Pasul la Offside, o emisiune care, iată, după o perioadă destul de lungă de timp, este găzduită în aceeași casă de la UIL TV, Studio nou, mobilier nou, ce priviți dumneavoastră de jur împrejur, sau unde puteți privi, arată schimbare, o schimbare pe care noi o dorim de bun augur și pentru că o astfel de emisiune este foarte vizionată și este acceptată de dumneavoastră, am admis ca la studioul nou prima emisiune să fie cu un personaj drag dumneavoastră, drag nouă ploieștenilor. Este vorba despre Mircea Drida. Bună seara, domnule Drida, Până și bine ați venit în cadrul Mircea Drida, de ce Mircea Drida? Pentru că de fiecare dată când domnia sa păsește în astfel de studiouri de televiziune, are ce să spună, iar acum, în momentul de față, domnia sa ne poate lumina cu mai multe chestii, multe lucruri pe care dumneavoastră le așteptați, nu numai neapărat despre petrolul și jocul ei, despre ceea ce s-a întâmplat în ultime, ultima perioadă de vreme, cât mai ales despre întrebările pe care dumneavoastră, cu ajutorul blogului pe care îl am, le adresați. Întrebării dintre cele mai pertinente, multe la număr și cărora mă grăbesc să le dau curs pentru că domnul Mircea Drida aici în fața dumneavoastră a admis de fiecare dată să răspundă tranșant la fiecare dintre ele. Așadar, domnule Drida, Alex spune tot respectul pentru acest mare om, Mircea Drida, și întreabă, se poate compara echipa de azi cu cea din anii 60? Este o întrebare oarecum generală, generalistă. Multă sănătate vă dorește în primul rând, Alex. Mulțumesc. Și dacă puteți răspunde la această întrebare, dacă se poate face o comparație între o echipă după 50 și ceva de ani, într-o echipă și Eu cred că este destul de greu de răspuns. Este destul de greu de făcut această comparație. De ce? Pentru că și fotbalul s-a schimbat în 50 de ani. Atunci se juca un fotbal ceva mai tehnic, mai puțin rapid, mai puțin angajat decât cel de astăzi. Probabil și faptul că în momentul de față sau astăzi fotbalul a ajuns o industrie, înseamnă mult mai mult decât ceea ce se întâmpla acum 50 de ani. Ca să fiu și mai tranșant, acum 50 de ani, jucam pentru victorie, dar jucam și pentru plăcerea jocului, jucam și pentru cei din tribune, jucam și pentru familiile noastre, jucam ca să spun așa, pentru toți cei din jurul nostru. Nu mai astăzi, e caz, astăzi, astăzi se joacă, aș spune, în primul rând pentru rezultat, în al doilea rând pentru rezultat și în al treilea rând pentru sine, <laughs> pentru, uh, mă refer la cel care, care, era, care este în teren. Probabil că acum uh, puțin joacă pentru familii, cum a spus dumneavoastră, mai mult văd că se joacă pentru amante, mm -hmm. pentru prietene. Nu, nu pentru... spune pentru, pentru că nu este treaba mea. Probabil că dacă... Da, Uitați-vă am... cât de ușor să cheltuie niște bani, luați la un moment dat cu găleata. Dacă dumneavoastră ați luat vreodată Ea. cu găleata, să ne anunțați și pe noi, că noi nu știm. Eu aici încerc să vă contrazic puțin, în sensul că dacă nu oferă clubul la care ești niște bani și ai puțină valoare, se găsește cineva din vest, ca să nu spun altfel, acum gă... sunt bani mulți și în est, dovadă că foarte mulți uh, fotbaliști rămân, pleacă în, în est. Deci, este vorba de ce deci de o fetă, ca să fiu... Atunci eram născut în Ploiești, eram crescut în Ploiești, era aproape obligatoriu să joc în Ploiești. Aproape obligatoriu. Mai era un ceceau, un Dinamo, care te mai... Dar ura aia față de dinamo, de steaua, de rapid, nu, 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 nu există. Nu, nu, nu. Aici este deja o, o pistă greșită pe care marșează în special televiziunile și presa scrisă care încurajează acest lucru, Dar de această, ce, această ură. Eu vă spun un lucru. Am fost și aseară într-o emisiune, nu fac reclamă și am spus și o spun și acum. Dacă vin vreodată la dumneavoastră vara și vin, îmi permis să vin la vârstă mea în pantaloni scurți, veți vedea pe picioarele mele urmele loviturilor primite de la Dan Coie, de la Nelu Novailă, cu care eram adversari, nu dușmani. Eram adversari o oră și jumătate după aceea, redevedeam prieteni. Unul din cei mai buni prieteni ai mei și în momentul de față este Nelu Novailă. Fost capitan de echipă, fost stoper, fost adversar 20 de veci, dacă nu mai multe. Și credeți da. că este vorba și în zilele noastre de aceeași adversitate care să respectă? Da, nu, -o... este o adversitate rău înțeleasă. Poate și pentru a crea... Poate, poate, așa, pentru a crea o, o situație mai, mai, mai interesantă înaintea unui joc, pentru a atrage spectatorii, pentru a-și pentru vorba a-și completa programul de televiziune, unii apelează și la acest lucru. Să știți însă că jucătorii în sine, eu am văzut, să știți, am văzut chiar și în campionatul acesta, jucători care au fost dușmani de moarte, la sfârșitul jocului s-au strâns s-au felicitat, s-au îmbrățișat deci, în teren se întâmplă cu totul altceva decât se, se speră, știu eu, în afara terenului. Dar, în realitate, da. să știți că nu este chiar neapărat numai televiziunea care să facă aceste uh, subterfugii, cum spuneți dumneavoastră. Dar și dumneavoastră aveți informațiile noastre, și noi avem informațiile noastre. Să știți că, într-adevăr, ei se întâlnesc după aia la o friptură sau la un pahar de vin sau cu nevestele sau cu ceva de genul ăsta. Dar să știți că stările sunt complet inflamate și ei generează aceste uh, dușmănii, ca să le spun. Și ei pentru că sunt educați în, în sensul ăsta. Exact. Sunt educați în sensul ăsta la locul de muncă, ca să spun așa, nu acasă. Da, da. adică răutatea și aceea... Și locul de muncă pleacă de la primul investitor până la ultimul salariat. ca să. Contează așa să... de mult primul investitor? Păi cum contează când N -n... el e totul? Da. da, și oamenii de sub ei care fac ce fac și uite, ne uităm domnule Dridea la un campionat care nu știu dacă nu este numai punctul meu de vedere, curge de fiecare dată sau cel puțin anul trecut, așa s-a întâmplat, anul ăsta văd că ia o turnură identică spre a o liniști peste o în vârful clasamentului. De ce ar fi vorba de fiecare dată numai de stau? Pentru că... Toți cei care sunt în jurul unei echipe. De ce spun în jurul unei echipe? Pentru că eu consider că jocul de fotbal se joacă prin contribuția esențială a jucătorilor și a antrenorilor. Ei sunt cei care, care asigură spectacolul, ei sunt cei care asigură de multe ori și rezultatul, nu totdeauna, am spus, de, ori, am spus, am spus de multe ori. Ceilalți nu i-aș numi anexe, i-aș numi persoane care completează acest spectacol. Și aici este vorba de încadrarea din club, de cei din jur arbitrii, de observatori, de, dacă vreți, de instituțiile care organizează acest campionat și, dacă vreți, și de presă care rămâne și în fotbal. A câta putere? Că ziceți noastră, care da, ne... care între primele, primele cinci. cinci, ca să rămână trei, da. Între primele cinci, ca să rămână trei. <laughs> Domnul Drida, să știți că eu când am ales să veniți dumneavoastră în această emisiune, când am ales invitatul. Și v-a fost greu? Nu, să știți că a fost foarte greu în ideea în care de fiecare dată când facem o astfel de uh, rebranduire, ca să putem spune așa, trebuie ales uh, un personaj care să fie reprezentativ de fiecare dată. Și nu m-am gândit nicio secundă să aleg dintre cei care sunt în zilele noastre, pentru că de fiecare dată uh, nu iese bine. Bine este să chem pe cineva care rezolvă cu sfințenie trecutul și care poate vorbi despre prezent. Câte vreme poate vorbi despre prezent o persoană autorizată să o facă, autorizată să o facă, nu ai voie vreo secundă să ratezi acest moment. Și dacă dumneavoastră ați venit aici, la această emisiune, și dacă probabil că ați urmărit partida, ultima partidă pe care Petrul a disputat-o la Media da. și partidă pierdută uh, în... Atunci, în minutul 80, prin golul acela, zic eu, totuși nefericit. Norocos. Nefericit, norocos, să-i să spunem, să da, spunem da. așa, nefericit. Vreau să vă întreb acum că să revenim un pic la oile, la zilele noastre, ca să spun așa. Uh, dumneavoastră apreciați că golul respectiv a fost un gol valabil? N-aș spune 100%, dar 75% cred că a fost gol valabil. M-am orientat și m-am uitat la poziția după că, din care Guilhem a, a desprins balonul. Dacă el, fiind stângaș, ar fi reușit să-și potrivească pașii și să încerce să lăvească cu exteriorul stângului, a fi câștigat un pas și nu erau probleme. Se pune însă problema dacă cumva 5 cm, 5 mm din, din perpendicularea locului ar, ar fi prins totuși mingea pe, pe, pe linie. de linie. O da. decizie extrem de grea, la care probabil că nu trebuie acuzat absolut nimeni, din punctul meu de vedere. Da, părerea mea este că nu trebuia să se ajungă la acea fază, pentru că a, extrema strângă a, a a acționat acolo destul de liber, dar deja... Eu vreau să do doresc să vă fac o precizare. Ceea ce discutăm, discutați cu un spectator. Nu, a, discutați, fără discuție. Chiar nu asta... discutați cu un fost, cu un fost, cu un fost. Dar da, un... hai cu un spectator. Da. Nu, no, dar dumneavoastră spectator vorbiți, care aveți altă lucră, de vedere, format. Da, da. Adică dumneavoastră puteți discuta o fază, eu am încredere în dumneavoastră și în a aprecia o fază mai mult decât am într-un arbitru. Vă rog să mă credeți. Da. Eu, care eu, liber. eu, eu nu, nu consider că jocul de la media și trebuie discutat numai prin prisma acestei faze. Se găsesc, că acolo sunt oameni care sunt plătiți pentru așa ceva, în frunte cu cu principalul lor antrenor, care vor trebui să găsească și alte cauze, pentru că au fost probabil și alte cauze, nu? Dacă dumneavoastră da. ziceți, eu n-am de da, unde să mă știu. El a spus pentru, că, pentru că, pentru că i-am văzut, de exemplu, la repriza a doua, jocului cu Dinamo, jucând cu totul altceva nu? Probabil că tot sub presiunea acestui 01 care era la momentul uh, pauzei. Hai că să înțeleg că petrol a jucat mai bine când e condusă? Nu, eu cred că eu cred că acest stil de joc care eu știu de ce se poate această posesie îndelungată uh, poate că ar trebui făcută cu nu cu scopul de a de a câștiga timp, nu cu scopul de de a aștepta o greșeală. Se face cu... și știu, poate și îmi spun punctul de vedere, chiar dacă supăr pe cineva, plecarea unui jucător de talia lui Bochila înseamnă încă mult în economia jocului. Și atunci, dacă ați observat, acolo pet pet petrolul, petrolul întărește foarte mult în mijlocul terenului, acolo unde există Există posesia. De obicei, se spune: cine stăpânește mijlocul terenului, stăpânește jocul. Mm -hmm. Și asta este realitatea, nu? Da. Este... În momentul în care vom găsi și eu, probabil că vom. vom, ei, O vom. Vor. Cei care conduc vor găsi un, un jucător de Italia, bochilat sau asemănător care să tragă jocul după el. Eu, până atunci, sper să, prin reintrarea lui Marinescu și a lui Hamza, deja să se schimbe mult privind partea ofensivă a jocului. Dumneavoastră a fost un vârf de atac. Dumneavoastră a fost un omul care cunoștea foarte bine careul uh, oaspeților și de fiecare dată uh, ați reușit uh, goluri multe dintre ele esențiale în economia jocului. Fiind foarte aproape de poartă, de aceea v-am și rugat, de aceea v-am și uh, sugestionat tema aceasta cu goluri care S-a acordat la media și pentru că dumneavoastră știți foarte bine Cum e cu mingea în apropierea porții Vă mai întreb acum Acum, în momentul de față Petrolul are, prin lipsa lui Bochila Care a fost un vârf de atac Probabil care uh, nu l-a mai avut de mult Petrolul, încă Încă de când eram eu copil Și vă vedeam pe dumneavoastră Dar, în acest moment Petrolul, prin Dore Prin Camara, credeți că poate face față nivelului auto-impus, acela de a câștiga acest... Da, să ducă de muncă în greșeala cealaltă, să spunem, dole tot jocul înseamnă vârful echipe, pentru că sunt uh, jocul de fotbal înseamnă 11 contra 11, nu? Deci se poate juca și cu un vârf care, din păcate, acest dore, pe camera nu-l comentez pentru că a jucat foarte puțin și nu știu, am oarecare de ține. Dar dore a jucat foarte bine jocul trecut cel contra, cu CFR contra, sigur că da, contra unei echipe foarte bune, nu? Aici a fost destul de șters, poate că nu i-a convenit jocul, poate că nu i-a convenit marcajul. Marcajul. Posibil că, adică sunt, sunt particularități la fiecare joc. Și adversarul, probabil că... Dar așa îl vedeți ca... Nu stilul de joc al lui Dore ți si să te adaptezi și tu echipă la stilul lui. El este, el este genul de pivot. Dumneavoastră sunteți copil, dar pe vremea mea exista un jucător Cocescu la Timișoara, uh -huh. foarte foarte asemănător ca jocul el. Deci el are stilul de joc al unui pivot. În jurul primește lui, mingea, în jurul pivot primește, deviază, încearcă să pătrundă. Eu spun că în timp nici nici n-a fost un superstar pa, chiar din din, din, din prima început. din prima etapă, sigur, că dar i a trebuit o jumătate de tur să să, să cea ce a deci Adică mai avem un mai așteptăm pădure. Eu zic că vânând ne să l așteptăm. <laughs> Trebuie să-l aștept pe Dore. Un fotbalist care uh, Cosmin Contra vorbește despre el ca de, fiind uh, un tip pe care se va sprijini bine de tot echipa. Eu zic că bine face. Eu zic că bine face pentru că el își analizează foarte bine lotul, vede ce îi trebuie și simte și ce îi lipsește. Nu? Și atunci, dacă vreți, și psihic procedează foarte corect. Sau psihologic, ca să fiu și mai și mai, și mai corect. de ce joacă Barcelona fără vârf de atac și da atâta goluri? Vă place fotbalul da. lor? Da, da, îmi place, să știți. Dacă îl comparăm cu cel al Real Madrid, îmi place. Mai mult? Da, îmi place mult mai mult. Dacă îl comparăm cu cel al Bayern München, de astăzi, începem să să, Avem... să găsim și, și defecte în jocul Barcelonei. Deci vă place, pentru... vă place ba, și Baieru, Realul mai, Baieru, mai Baieru, mult? Baieru, nu, nu, uh, scuzați-mă, nu mai mult. Da, în momentul de față, Bayernul joacă ceva mai mai, mai modern. Deci, numai că Barcelona joacă exact ce poate să joace. Vă dați seama ce a pentru jucători sub 1,70 70, cum sunt Xavi sau Iniesta, nu? Și mai e și Alexis. Ce înseamnă joc aerian? Și jocul aerian înseamnă o trăime din jocul modern în momentul de față. Ce ar însemna? Nu? Vă dați seama, ar fi afară din joc. Pentru asta îi procedează de maniera asta. Iar faptul că n-au un vârf autentic este tot un avantajul lor, în sensul că obligi doi apărători, în speță cei doi stopări, să stea să aștepte. Și tu ai doi jucători la mijlocul terenului. Asta care să fie facează... filozofie de antrenor? Nu, sau e... să fie nu este filozofia pl jocului. Pe... Este filozofia jocului legată direct sau corelată cu calitățile jucătorilor. Deci pliere pe ce ai. Sigur, adică ei au niște calități, sunt toți, cum spunem noi, în tribună mingicari, dar în același timp evită și defectul lor de bază. Nu sunt jucători pentru jocul aerian. Nu? Ei își doresc foarte tare, nu, e, nu este subiectul acestei emisiuni, dar pentru că am făcut corelarea între două echipe dragi, cel puțin două echipe pe care dumneavoastră le apreciați Petrolul, în primul rând, Barcelona, ca și nivel de spectator la televizor. După, pet după petrolul este o altă echipă pe care o iubesc. Care? Liverpool. Vă place mult Liverpool? Nu că îmi place. Îi stimez și îi iubesc pentru... În dacă amintirea... vezi, Și pentru răutatea omului care i-a învins odată, știți? Am înțeles. La momentul de față sunt fan Liverpool, nu... Da? Da și vă spun sincer, sufăr când îi văd că joacă prost, nu că pierd, pentru că joacă și prost. Nu mai au ce-au avut. Să sperăm că vreodată vor avea mai mult și să sperăm și mai mult. Eu nu sper că cineva se va găsi peste 3 ani să invite aici măcar pe cei care sunt în viață. Mă de spun acolo. peste 3 ani, că peste de azi în trei, patru zile. Să împlinesc chiar niște ani de când am reușit să-i Poate reușim să invităm pe aici, acolo, măcar cu o echipă de juniori. A venit fece Liverpool o echipă de juniori și cu cei în viață din, ar fi o... din uh, 66. Ar fi o mândrie. Avem, avem, avem capacitate, avem și puterea economică să facem Ați acest lucru. Doar... dumneavoastră de Liverpool, Uh, au trecut iată atâția și atâția ani și vreau să vă mărturisesc așa cum dumneavoastră spuneți că uh, v-ați îndrăgostit și ați rămas suporterul pe o viață al acestei formații, pur și simplu vă rog să mă credeți că și eu urmăresc cu patimă evoluția lui Suensi. O altă echipă engleză, niște galesi care s-au prezentat aici în România și care au vrut să câștige în fața petrolului, chit că era calificată, cum spune uh, comentatorul de sport, din servă. Era calificată, dar nu a cedat, a vrut să învingă petrolul. Petrolul a făcut un joc extraordinar de frumos cu svenții aici. Da, la și... Uh, spun, doamne, au venit cu fără cinci titulari. La ei nu există titulari și de zevă în primul rând. A fost ei, un joc magistral. Ei, ei aveau, aveau un 5-1 în spate, nu? Dar aveau un joc peste 3 zile cu Tottenham. Exact, și ei stilor. își urmăresc și interesele. Si nu da. Neapărat, da. Dar bine a spus, o Alea. bancă echilibrată. Vreau să vă spun, o doză de simpatie am căpătat și eu față de această echipă care nu exista acum 10 ani. Exact. Da, jucau probabil în campionatul țării Galilor, dacă există, la nivel mai mic. Și am rămas extrem de surprins, în mod plăcut. Uh, când am văzut uh, cea mai mare surpriză a etapei trecute din uh, Europa League. Știți la ce mă fel. La, la, jocul, la jocul Valencia, Swansea 0-3. 0-3, exact. Da? Sigur că la da. victoria fără niciun fel de. Deci asta probează într-un fel și valoarea echipei, pe care și-a dovedit-o acum un an. Nu? Corect. Un antrenor de soi, un antrenor care știe să așeze echipe în teren. Un tip extraordinar, vă spun, am avut plăcerea să stau față în față cu domnia sa la Ia Eu am avut presi. plăcerea să iau un autograf de la Densu înaintea jocului, aici, Botezi. la Flu�. Altă, nu m-am gândit la autograf, dădea și oarecum rău așa. Vă referiți și la Michael Laudrup, La Laudrup, da. da. Uh, un fotbalist ca pe care l-am stimat și ca jucător și, și jucător. și cât am vorbit cu Densu, două minute și un dom. Da, vă m-a apropiat, așa felul de a fi, și căldura cu care da. vorbea nu e niciodată supărat, nu e nicio, Adică, nu știu cum să vă spun, avem parte săptămânal, eu cel puțin am parte de multiple conferințe de presă și întâlniri cu oameni din sport, din fotbal, plecând de la antrenori, plecând de la jucători. Toți au impresia că dacă vin să vorbească cu un jurnalist. Îi fac, greu, da. îi fac o favoare? fac da. o favoare? Da, Adică, în loc, să, în loc să conștientizeze că, de fapt, favoarea este inversă, jurnalistul scrie despre el, jurnalistul apreciază jurnalistul. Nu știu, vă rog să mă credeți eu, o morgă ah, de asta da, pe care o capăt în nu. fața da. ta și un sictir da. să-i povestesc. Domnul că... Cristi, să știți că vinovați sunt și unii ziariști, moderatori, care la un moment dat, după, o, după o, un minut, două, trei, te întreabă. Dar cât ați câștigat? Dar pe ce primă jucați? Asta este, deja, da, e urât. este deja treaba lor. Da, da vorbește ce este să... tehnicianul echipei respective. Nu întreabă probleme, de lot, probleme, de hit, probleme de... la care joc. trebuie să pricepe și la care poate să-și răspundă. Da. E adevărat aceasta. Haideți să mai adresăm niște întrebări. FCP. Îl salut pe domnul Drida și îi mulțumesc pentru aportul deosebit pe care l-a adus pentru petrolul, pentru performanța petrolului. Știind că a fost un jucător crescut și format de această echipă, faptul că a condus clubul în perioada când centrul de copii și juniori era unul foarte productiv, ce părere are de cum se lucrează acum, în momentul actual, la nivelul juniorilor petrolului? Domnul Angelescu, pe mine mă deranjează în sine a mea faptul că Petrolul Ploiești, care altă juca din cei 11, erau 6, 7, 8, 9. Era un Marinescu care venea de la București, erau frații Munteanu care veneau în general, însă... Veneau de la București, nu? Aranje, da, dăm în general, însă, marea majoritate a jucătorilor au fost ploieșteni. Asta nu înseamnă că în momentul de față trebuie să-i refuzăm cu cei care vin și joacă nu, pentru, e circulație, pentru petrolul, pentru că însă și echipele mari. Excepție face Barcelona și, în, în general, echipele nemțești, care pun accentul pe, auto pe jucători autohtoni și se vede în rezultatele echipei naționale și ale celor de club. Nu? Deci, încă o dată revin și spun, chiar și Marle Real, acum câțiva ani, juca cu nouă străini și cei doi se numeau Raul și cu Casilias. Da, deci, nu asta este problema. Noi am ajuns în această situație din două motive. Unul, pentru că nu se mai crește nimic la centrele de copii și juniori, și doi, pentru că, în momentul actual, jucătorii străini, inclusiv cei care se joacă acum la petrolul, sunt mai ieftini și mai buni decât decât, decât cei autohtoni. Ce, ce nonsens este, asta, domnul Deida? La ce vă referiți? La faptul că tu scrii jucătorii tăi și ajung să fie mai scum decât cei de pe piața europeană. Pentru că ei sunt educați educați în sensul negativ la ACR, la, la fără a avea acoperire, și există și cei din jurul lor care mai urcă presul. Ca să nu spun despre cine e vorba, nu numai despre agenții de jucători, chiar și cei care au anumite interese. Deveni la petrolul, eu am un punct de vedere pe care tot încerc cu ușor, ușor, n-am nicio calitate să fac. Uh, știu eu vreau acțiune specială, orașul Ploiești are încă mari posibilități din punct de vedere al uh, izvorului de jucători. Aici există o tradiție, tradiția, poate am creat-o și noi acum 50 de ani și de, de acum 50 de ani se perpetuează mai mult sau mai puțin, dar eu cred că uh, la Ploiești e făcut de maximă urgență o academie de fotbal în genul celei făcute de face, dacă vreți. Care să fie, de ce vă uitați urc, care să fie subvenționată, să fie uh, plătită, dacă vreți, de către primărie. Cine Primări... să o facă? Cine să o facă? Da. Cine să o facă? Primăria. Primăria are dreptul să... să... Fondurile, okay, să, 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 le canalizeze către această... exact. Exact. Eu vă spun, dacă vreți, și să o cotea la omului politic. Niciodată nu mi-a plăcut și niciodată nu voi. Nu voi avea pretenția că aș fi putut ajunge vreodată un politic. Din contră. Eu refuz această gândire. Dacă ai un cetul de copii cu 500 de copii și juniori, nu? Lângă ei sunt cei doi părinți. Sunt 1500. Mai sunt niște frați, sunt 2500. Mai sunt niște vecini și ajung la 5000 de oameni din această urbe care sunt interesați de vorba. Deci am oferit ceva publicului. În afară de sala sportului, în afară de bulevard, în afară de stadionul petrolului, greu să mai putem oferi ceva în, în municipiul nostru. Așa a fost conceput, așa a fost construit, în sfârșit. Nimeni nu este vinovat sau cu toții suntem vinovați spun acest lucru pentru că, în condițiile în care aici înstă de copii, nu se poate să nu iasă un jucător, cel puțin pe, pe pe an. Și de aici încolo începe și creșterea lui, și educația lui, dacă vreți. Pentru că unii se tem dole, cresc copii și juniori, și la, la senior, la, în anii senioratului vine un club cu bani mulți și ți l cumpără. Deci, această pericolă există. Deci, dacă n-ai jucător, eu. Încerc să rămân modest în, continuare. Dar când aveam 20, 22, 23, am avut și eu niște oferte. La fostul CCA actualul Steaua, era antrenor după aceea președintele club, socul meu. Și toți cei din Ploiești, nu te duce, nu te duce, nu te duce. N-am avut nevoie să-mi spună ei. Nu m-am dus. La Dinamo era antrenor Treanonescu, cel care m-a format ca jucător sub Nair m-am perfecționat, dacă nu exagerez cumva da. cu acest cuvânt. Deci nici acolo n-am plecat. Am rămas aici. Deci trebuie însuflată și dragostea, dacă vezi, atașamentul de locul în care... Dar deci n-ați plecat? mă înțeleg și eu că nu înțeleg. N-am plecat pentru că n-am văzut. De ce? Am rămas aici. Aici era familia, aici erau părinții, aici mi erau prieteni. Păi nu, la București, nu vă la Barcelona. Și ce dacă? Și acum, dacă mi s-ar oferi o vilă în București, aș sta tot aici sau m-aș duce puțin mai spre Cocoșești sau spre Păulești. Mai la pădure. Da, acolo unde mai merg și alții mai deștepți ca mine. Am înțeles. Am înțeles că de-aia Eu așa cel puțin am înțeles că de-aia v fi și dus. Unde? Spre Cocoșești și spre Păulești. E nu, ea e de mai curat altceva, nimic. Domnul Drida, stați puțin că pe mine trebuie să... Eu sunt da, păreți mai... puțin contra. și nu știu Nu înțeleg. Păi dacă atunci, în momentul ăla, ați vrut să rămâneți aici, Ați râs pentru că exista familia, că exista casa, existau copii. Ok, sau poate că urmau copii. Dar explicați-mi, condițiile materiale erau mai bune atunci? Era, către ce era, și erau, erau, erau. Și nu vrea, parcă am înțeles. Uitați-vă dacă vreți numai, pentru că am ajuns la vârsta asta și, că, mă interesează, uitați-vă ce pensii au cei care au jucat, care au jucat, nu care au îmbrăcat haina militară la Dinamo sau la CCA. Păi, și este deja o vaită, diferență. Să vă să că nu mai trecă, numai sunt 50, da? 30 tot au rămas. Au rămas, nu? de fel la milioane, nu la Da. Înțeles. da. <laughs> Bun, și am înțeles și dacă dumneavoastră atunci n-ați vrut să plecați, de ce n-ați vrut să plecați? Nu vreați mai mulți bani? Vreți să vă spun un lucru? Copiii de astăzi care mă ascultă o să zică că sunt ușor deplasat. Pe vremea noastră contau mai puțin banii, să știți. Pe nu că vă zic, adică Cun cum să mai spun? puțin bani. Până și eu. Asta, asta ziua de azi înseamnă clar prostie. Da, <laughs> Și, ca să și eu că rămân da. șocat. Sigur, că da. Dacă și atunci se punea problema. Nu se punea problema. Să știți Domnul Angelescu, am ieșit campioni. Mai trăiesc foarte puțin. Întrebați-i. Am ieșit campioni în 66, am primit 3 metri de ștofă. Aia probabil că, cu mare eforturi găsită la preț de rebu de, 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 la Dorobasu, ștofa era bună. Așa mai primit o, o mică statuetă cu iliuțe pe un spot și nu știu mai ce, un, un creion de tâmplărie pe care scria municipiul Ploiești. Deci asta a fost. A. Și suntem în viață, e adevărat că nu, nu avem vile, suntem la bloc, toți cei și puteți verifica, că, să găseau unul mai deștept între noi să pună undeva ceva sub saltea și acum să aibă o vilă. Suntem toți... Suntem toți cei care au mai rămas și cei care ne-au părăsit așa în ultimii ani. Mișu Ionescu, Mihai Mocanu, Costica Moldoveanu, Sandu Fronea. Nu cei care ne-au părăsit în ultimii trei pară. Toți, toți la fel. Nu? Dar vă mai întreb un lucru. De ce jucători care nu aveau nimic comun cu uh, orașul Ploiești și cu județul Prahova au rămas aici? Iuhaș cu Mocanu au venit împreună în vara anului 1963. Deci au trecut exact 50 de ani. Suntem în 2013. Corect. După ce au terminat activitatea în anii 70, șa, au rămas în ploie și vorba aia. nu fi, numai ei. Ce le-o din Cuță, acum... Cam ăștia au fost cei care s-au împământenit aici. Ce le-a plă... le plăcut? ce le-a plăcut? Băi? Ce le-a plăcut, Ce le-a plăcut? Avem un oraș superb, trece Sena pe lângă gara de Nord. <laughs> Haideți să luăm o scurtă pauză și revenim cu invitatul meu, Mircea Dreida. cadental, radiologie dentală digitală. Rapiditate, eficiență, siguranță. Aparatură de ultimă generație. Iradiere cu până la 85% mai mică. Cadental, Strada Ștefan Greceanu numărul 14, lângă Covici Calzi. Comprest. Grija pentru tot ce te înconjoară. Atențiune! Apare telegrama! Stop! Interviuri! Stop! Anchete! Stop! Reportaje! Stop! Informație la obiect! Stop! Telegrama! Stop! Știri de ultima oră! Stop! Cotidian pentru pravoveni. Stop! Citiți telegrama! Da, am revenit în studiu, stimații telespectatori, cu invitatul meu din această seară, Mircea Drida. Rămăsesem după exact în momentul când am luat pauza pentru publicitate, rămăsesem la tema atât de generoasă a centrelor de copii și juniori, implicit centrul de copii și juniori al petrolului, un centru care în acest moment funcționează din inerție, haideți să spunem adevărul, eu cred că în momentul de față petrolul nu este capabil ca într-o perioadă nu foarte generoasă, cu până la urmă nu avem așteptări pentru 10 ani, dar pentru o perioadă de scump, de timp rezonabil, eu cred că nu este capabilă să scoată copii pe bandă Land, așa cum spuneați dumneavoastră, la 500 să apară unul. Pe 500 nu sunt acum la petrol. N-aș vrea nici să fiu înțeles că și de cei care conduc în momentul de față destinele clubului. Nu? Că cineva dorește să le ia uh, rezervorul. Re Cine nu? Pentru, să le ia? Pentru că, în mod normal, trebuie să există în condiții în care apărea o academie de fotbal în Ploiești și care, în mod normal, trebuie să numească Petrolul sau să se numească Constantin Tabarcea și nu spun întâmplător pentru că, după părerea mea, în afară de faptul că mi-a fost cel mai bun prieten, dar el, probabil, în, în mentalitatea mea, el este cel mai mare talent care au ieșit din acest centru de copii și juniori în ultimii 50-60 de ani. De ce vreau să spun? Pentru că admițând că există un asemenea, un asemenea uh, o asemenea academie, ea trebuie să aibă o primă relație cu clubul de performanță, nu? Dacă Copii copiii să meargă imediat dincolo. Deci nu e vorba ca eu o academie să crești și să vând. Nu? Să punem problema să crești pentru cine? Pentru clubul mamă. Nu. Nu se poate, da. No. Sunt, suntem idealiști, no, nu? Suntem idealiști. dumneavoastră, dumneavoastră vorbiți din punctul de vedere al normalității. Ori asta... Păi vreți să, vede vreți să în continuare nu să este. fim oameni anormali? Haideți să nu, încercăm să nu, încercăm nu, să nu este devenim nu normal, guvern. sigur. E, adevărat ceea ce Măcar să gândim normal, dacă nu se poate... Păi să rămânem numai la statutul ăsta de gânditori, domnul Odeiga. Păi, păi da? stați puțin că până la urmă stăm și ne gândim, mergem până într-acolo încât noi ajungem mai mult să ne dorim decât să facem ceva pentru asta. Păi pe dumneavoastră propuneți chestia asta, spuneți că nu aveți interes de imixtiune, spuneți că nu aveți nimic și vă înțeleg și pe bună dreptate, e o discuție liberă. Cine? De ce să vă băgați? Că nici nu aveți decât cu sfaturi și avem să-i învățați. Dar în momentul de față vorbeați despre un centru de copii juniori care să fie pendinte de petrol, să numească petrolul ploiești și dumneavoastră îl propuneți către cei subvenționat de primărie. Și unde se joace copiii? Trebuie Avem unde. Unde, domnul Trida? Păi facem un cetul de copii Au și juniori, apelând la domnul Ion Nicolae să ne vândă la un preț așa acceptabil ceea ce a construit și a cumpărat însul la Prahova acolo. Domnul Ion Nicolae și petrolul? Da, de ce nu? E păi, cam cum e cu Nu, așa. dar am înțeles că -a totuși are niște datorii pentru faptul că noi am învins cfr Cluj în final le-am oferit o portiță de a intra în Europa, nu? Chiar credeți că nu s-au plătit niște datorii? Nu știu. Mm. Nici nu mă interesează, nu să am știți. Tra doar tra nu. Doar v-am intrat, că știați Să bine. știți, datorile se pot plăti sau nu se pot plăti, dar răutatea rămâne. O, fără, dacă fără. nu este cumva dacă, exacerbată. Dacă nu suntem noi care să fim da, broicine, să da. Deci concluzia și unde se joacă? Unde se joacă? Acolo sunt niște Au terenuri zi? de fotbal. Dar asta știți unde face Petrul antrenament? Zona aceea este ideală, de ce? Pentru că se lipește și spațiul unde se află momentul și față hipodromul, deci este spațiul primăriei, deci încă o dată spun. Da. Corectă da. gândire. Știți unde face Petrolul la antrenamente, domnul Dridan? Da, când când de la când Gulubot, Aia, la când Gulubot, când e bine. Când când de la Doroban, să vă spun eu unde când de fac, pe domnul stadion, când pe teren. Deci Petrolul face antrenamente la bufta, la Mogoșoaia. Deci acolo face antrenamentele Petrolul. Cine spune că face aici face când e cald și bine. Când nu mai e cald și bine, face acolo. Doamne, noi nu asta avem asta posibilitate. e un lucru foarte bun, pentru că am avut, am găsit, sau au fost pe parcursul anilor antrenori care au ținut mai puțin la, la, la teren. Faptul că ei se deplasează când e de vreme proastă e un lucru pozitiv. Dar nu noi, am spus că spirit. nu e. Dar spuneți unde duceți 500 Aha, de copii? Asta e altceva, e lipsa cronică, da. Copiii unde să facă? Unde? Că sunt 30 de grupe, cum ziceți da. noastră, 500. Da. La 30 de grupe le trebuie... Hai Haideți, haideți să, să, să e vina mea că am, că, nu că e vina mea că am de copii și junior. Hai da. să revenim la, probabil la, la, ceea ce aveți acolo pe hârtie. Da. Vreți să mă credeți că aceste sunt extraordinar de multe probleme legate de dată? Uitați! Spune în felul următor. De ce este nevoie ca centru de copii și junior al petrolului să producă din nou fotbaliști de mare valoare? Și unde? Este nevoie de lucrurile sunt foarte clare și dacă vreți, nu mai departe decât ieri l-am auzit pe Hamza Ionescu, un jucător iubit în Ploiești și este iubit pentru că a obținut niște rezultate, a avut niște realizări și realizările în cazul lui sunt golurile marcate, Corect. nu? cântărește da. treaba asta. Și a fost întrebat, dole, vrei să mai ieși? Azi, dole, atâta timp cât voi avea, când, când voi avea un contract mai bun, Mă obligă viața de jucător profesionist să merg acolo, nu? Pe bună dreptate. Da. da. Probabil că dacă ar fi un jucător crescut în ploiești, nu și care să vadă ce înseamnă pulsul orașului și dragostea, pentru că, domnule, trebuie să recunoaștem că uh, poate și tradiția, și aici încerc și eu, așa cu 1% să, să cred că sunt cel care am. Uh, Doar 1%. Da. Cel care am... Uh, am contribuit la această istorie și tradiție. De ce vin oamenii? cu atâta entuziasm la stadion astăzi. În primul rând, pentru că nu au altceva mai bun. Sunteți de acord. În, în, al doilea rând, pentru că am spus, există istoria și tradiția și rezultatele petrolului de-a lungul anilor, nu, nu spun așa, care îi face să vină. Avem un stadion frumos și tot spun, l-am auzit și pe o video a Nisoia Dole, n-am venit, dar am auzit că este o atmosferă super. Că una este uiți la televizor și alta să fie acolo. Am nicio legăt. Da. Este o, o manifestare frumoasă, spuneați și dumneavoastră. Am văzut din nou părinți cu copii de 5 ani, de 6 ani, așa cu însemnele petrolului. de Unii vin un pic cu, de educație un vin cu un soțiile, de... cu logodnice, ceea da, ce da, nu s-a da, întâmplat da. acum 50 ani, nu? Unde? Pui pe Da. ani. Este pui. o rezonanță frumoasă, o atmosferă frumoasă, mai ales în nocturnă. Este și un imn frumos, de ce să nu recunoaștem? frumos. Da, nu e, nu e ușor să vezi un stadion întreg care se ridică în picioare și cântă imnul. În mod im nu România nu știu. 100%. Da. Deci chiar nu, așa este, și un, este și un incantabil și dacă vreți, sunt și momente când se joacă și ceva pe teren. Pentru că este greu să fim prea pretențioși și să devenim la Barcelona sau la Bayern. Corect. Vă place cum joacă petrolul, domnul O Unde petrolul joacă ce, ce, poate juca. Aici este, nu sunt meritul, aici este meritul antrenorului care și-a cântărit jucătorii. Ceea ce nu-mi place, și aici s-ar putea să am, probabil că cei care sunt în măsură, nu-mi place că în meciurile din deplasare, în special, așteaptă prea mult, ca să fiu mai clar, la meciul cu Dinamo am ieșit în atac la 1-0 pentru ei. Aici am ieșit prea târziu, minutul 80, nu? Este bine în momentul în care ai o valoare și petrol are o valoare, cel puțin comparativ cu cei din jur. Uitați, acum jucăm, mai avem uh, șapte etape, nu? Uh -huh. Exceptând două jocuri grele la Vaslui și la Steaua, sunt cinci etape abordabile, nu? A rămas uh, Năvodare, a rămas Botoșane, a rămas Timișoara, a rămas viitorul Constanța și a rămas încă încă una, tot așa abordabilă. Am scăpat-o. Pe și de altă parte... Și rapid, un cu. Nu, rapidul, să știți că nu e chiar așa Rapidul nu mai e ce a fost. Nu mai e nici măcar rapidul din 95, nu mai e nici rapidul din 2005, trebuie să recunoaște, nu? Rapidul este o echipă în tranziție, o echipă care încă nu și-a găsit stăpânul. Dar asta nu ne interesează. La rapid trebuie să mergem să la victorie. Nu trebuie să, mai, aș să mai, așteptăm. Eu aici am o oarecare deținere. O echipă care dorește să fie în fruntea clasamentului, nu spun pe locul întâi, pentru că, din păcate, locul întâi este încă ocupat. O echipă trebuie să, trebuie să treacă peste, peste aceste echipe, tipul de echipe mici. Și să dau exemplu, nu campionatul ăsta, campionatul trecut. Haideți să vedem. Deci, Petrol a făcut meci egal la Iași, Iași 2 -2. cu echipă retrogradată. A făcut meci egal la Bistrița, cu echipă retrogradată. Mm. A făcut meci egal la Tunul Severin cu echipă retrogradată. Mm. A făcut două meciuri egale cu cu Chiajna, echipă de reprimită ca urmare a acelui baraj. Cât erau? Așa, așa, așa și în, deci, din 12 jocuri egale, dacă ai fi câștigat, riscându poate, ai fi câștigat 6 și ai fi pierdut 6, ai fi avut 6 puncte în plus. Perfect. Pentru că 12 jocuri egale înseamnă 12 puncte, nu? Da. 6 meciuri câștigate înseamnă 18 puncte. Perfect. Da, Diferența putea... de... Și dacă vreți să extrapolăm treaba asta, eu merg și mai departe. Admițând prin absurd că o echipă, nu pe ploiești, pentru că nu le doresc acest lucru, într-un campionat cu 16 echipe, să ne fie mai ușor să o codim, 15 jocuri cu 15 acasă, 15 afară. Cu 30 de jocuri egale, ai avea 30 de puncte și riști să retrogradezi. Corect. Și nu pierzi la cu, cu 15 victorii și 15 înfrângeri, ai avea 45 de puncte, cu care te clasezi sigur pe locul 4, 5, 6 în campionat. Păi, domnule, ce se făcea cu operativa aia atunci? Da, pentru că, dole. <laughs> Nu, atunci să jucă pe două puncte era același lucru. Dacă făceam meșnul la mine și la dumneata, aveam câte două puncte. Acum Ei, nu mai e același lucru. Acum dacă facem meșnul între noi, avem două puncte. Dacă eu câștig la mine și dumneata la acasă, avem trei fiecare. Da, da. Da. Deci era mai bine cu trei și trei. Nu, e mai bine, e mai bine pentru că încurajează victoria. Încuraj. Dar, deocamdată acest stil nu ne-a avantajat prea mult pentru că am făcut prea multe meciuri legale. Este declarația lui Contra care a spus mă deranjează da, foarte da, multe da, meciuri prefer să dacă, pierd. Dacă nu-l vedeam pe internet declarând asta, n-aș fi spus ce am spus acum, dar așa sunt acoperit. V-a fost mai ușor? Da, da nu, 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 este, dole, m- mai inspirat declarația domnului Contra. <laughs> Răzvan spune, multă sănătate și fericire, domnule Dridea. L-aș întreba, având în vedere valoarea și experiența domniei sare, ce părere are despre lotul actual și mai ales despre Cosmin Contra, antrenor care mă uimește pe zi ce trece prin atitudinea sa față de muncă și rezultate, și rezultatele petrolului. Felicitări pentru tot ce ați făcut pentru acest club, pentru că existați, pentru petrolul și vă mulțumim. Întâi să, să le plătesc celor care pun întrebări, să le mulțumesc, așa le plătesc. Sunt niște, Sunt niște deosebiti băieți deosebiti, să știți. Iar eu am bucuria, să știți, mai ales în acești ultimii ani, am bucuria să văd că totuși n-am fost uitat, ca să nu spun mai mult. E, e greu asta. Pentru că dumneavoastră să vă amintiți, erați în altă parte, acum vreo 10 ani, când s-au găsit niște domni care să ne trimite și la Antipa și prin alte părți. Dar vremurile, vremurile, trec, sigur. Greșel și greși, istoria gre, e amendată. Greșim, greșim greșesc cei care conduc țara, Așa corect, că corect. Noi, noi, nu putem să greșim. Corect. <laughs> Dar ca să revin la, la, la ce Eu apreciez faptul că uh, Cosmin Contra muncește de maniera în care muncește. Că mai și greșește, mai și greșește. Nu mă refer numai la cine, aici, e pe, uitați și, și, ce muncește, ceea ce s-a întâmplat acum acolo, lasă așa o, nu știu, o doză de incertitudine asupra personalității lui, nu? Și nu eu, și, nu, 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 Ce putea să facă, mai ales că nu era, nu era Cristi Balas vinovat. Dacă vrei să cauți un e vinovat, la strâi, la te, duceai, te, duceai, la asistent și vedeai, mă, a greșit sau nu a greșit, nu? Dar altceva, vreau să dau un exemplu din care se poate înțelege ceva. Eram pe undeva pe la București când s-a pus problema uh, numirii unui antrenor la echipa națională. În mod cert, în momentul ăla, Dan Petrescu avea cele mai mari șanse. Apoi, era între el și, și Răzvan Lucescu, uh -huh. dacă vă mai amintiți. Nu știu, 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 știu. Cred că în 2005-2006, cam așa în chiar 2006 era. A fost preferată Zvan Lucescu pentru că era un timp mai echilibrat, mai ordonat, mai... Vă l adică a pe, Dan, pe Dan Petrescu l-a ținut în loc manifestarea lui din teren. Țineți minte când mai lovea cu pumnii bine, așa, și a deci nu avem nevoie de, de ceva în genul ăsta, pentru că antrenorul echipei naționale trebuie să ne reprezinte și din punct de vedere educație, prestanță, prestigiu și așa mai departe. Deci, deci, deci iar, 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 iar să... privindu-l pe, pe Cosmin este normal, el este are un an sau doi ani de antrenorat, el a fost un tip uh, uh, energic, ca să nu spun altfel, să pun și ghirimele. Și să pun și ghirimele, dar și în teren. Deci este greu să, 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 schimbi un om. Probabil că cu trecerea anilor se va, se va liniști. După cum spun, că principalul vinovat nu este el. Principalul vinovat trebuie căutat acolo unde trebuie găsit, domnule, un om în, în, anturajul echipei care să preia Așa, pentru că una este când spune un conducător consider că am fost dezavantajați. Și vedeți, din păcate, trebuie să dau exemplu pe vecinii noștri care plâng și acum pentru faptul că au plecat din 9 mai. Așa, acolo există un, un petrică Buduru, există un domnul Dinu cu ghirimele Bama, există un domnul Avram, oameni cu mare experiență și cu grade, probabil, care <laughs> știu să, să pună problemele în momente grele, nu? Și la, consta... noi, la noi nu se știe. La noi poate ori modestia, Domnul Drilean, poate... are cine să vorbească? Hă? Nu știu. Nu știu. No comment. Adică e greu de vorbit chestia asta? Să poți să ieși, să explici o chestie de genul ăsta? Lași antrenorul să i rup capul, să i rupă capul? Poate că e și greu de vorbit, e, e și greu să te faci auzit, pentru că uda e, ați văzut, când sunt probleme, pe, pe cine îi cheamă televiziunea de colegii dumneavoastră? păi cine îi cheamă? Pe cine îi cheamă trebuie? pe domnul Cali, dânsul e ocupat acum, îl cheamă pe domnul Podumboiu, îl cheamă pe domnul Iancu, îl cheamă pe domnul Mititelu, oameni de care, care... Aveau un mesaj. Care aveau un mesaj către ascultători, nu știu, către cei exact. care... să. Da, da. Păi da, dar știți cum e, cum e proverbul ăla? Bați șaua ca să priceapă iapa. Că se trimiteau niște cuvinte nu, nu, nu mă, care odite, odată nu, nu. lovite într-un colț, tă, săreau un colț să ajungea, să ajungea acolo unde trebuie. La noi, nu. La noi te lasă să te încarci până când te rupi în două și izbucnești exact când nu trebuie, că așa se întâmplă. După un meci vaslui steaua cu arbitrajul Colțescu, pe care probabil băieții l-au văzut, băieții, eu vreau să dă contra acum, l a văzut probabil în hotel, la Mediaș, că erau cazați acolo, au văzut ce a fost acolo la Vaslui și singura chestie pe care a avut-o de reproșat, adică faptul că s-a dat golul la minutul 80, care, hai ziceți cum ziceți dumneavoastră, 75% a fost. Așa? A sărit și n-a mai putut. Și acolo i-a sărit muștarul, tot, bulionul, tot. Și atunci el a izbucnit. Pe o parte îl înțeleg, pe două nu îl înțeleg, pe Cosmin. Dar nu, nu e bine să facem un casă. A, -a nu tâmplat, facem asta -a, pentru că a fost întrebarea. S-a întâmplat. S-a întâmplat. S-a întâmplat de în două ori. Da. Vedeți că este. Și culmea culmea, tot au cu gazul. Exact. Da, culmea, culmea da. Exact. Și vedeți că el a fost suspendat și el atunci nu a stat pentru meciul cu CFR, nu a stat -a că, nu a stat, -a pe bancă, pentru stat pe stat meciul cu jor, supercupa. Deci, probleme. Da. Probleme. Uh, chiar am scris un uh, material. Uh, pentru mâine care va apărea în Telegrama și în care mi manifest și eu, am avut niște discuții extraordinar de aprinse cu niște persoane înalt poziționate în structurile fotbalului românesc și am aflat niște lucruri absolut incredibile, absolut incredibile, vă rog să mă credeți, faptul că, adică nu incredibile nu, că nu le-aș fi știut, dar spuse din astfel de, de guri, vă rog să mă credeți că apătă o amploare deosebită, faptul că se cotizează la arbitrii, faptul că se dau bani, faptul că în momentul de față cei care uh, lucrează în fenomen... Auziți, mi, -mi s-a reproșat și dar petrolul de ce nu dă bani? Hey. I-a să credeți treaba asta? Să la treaba asta trebuie să faceți dovadă. Păi da, care este problema? Da. Deci eu am sursa mea să da. mă dea în judecată oricine. Cine să mă dea în judecată? Faptul că... Uitați, eu am apreciat, am auzit mai târziu, la o săptămână, două, am apreciat faptul că acești, nu spun copii, da, tribuna activă, peluza, din, da? așa, peluza, ar fi făcut uh, o întâmpinare și la forul european. Exact. Și atunci nimeni nu poate să să le spune ce căutați. Ei au personalitate au, juridică. juridică. că da, au făcut o întâmpinare și acolo, au solicitat și DNA-ul, pentru că dacă se confirmă că a fost vorba nu numai de greșeli, Că și greșele știți cum sunt. Sunt intenționate și neintenționate, nu? Mai sau, mult sau mai puțin omenești. Da, sau sunt uh, singulare sau se repetă, nu? Când sunt și intenționate să și repetă, cum a fost cazul, cred eu, la meciul cu Dinamo acolo, dacă vrei să marșezi, marșezi numai pe o singură mare, mare greșeală. În portalul Eliminar. lor trebuia eliminat. Și atunci să schimba tot jocul. Bineînțeles. Intra un copil în poartă care nu era pregătit, nu era în joc și numai nu mai s-a apărat pe altul, nu, rămâneau în 10 și, și așa și mai departe. Și alte două care le-au avut de scos? Da. Și da. încă, și încă. Dumneavoastră spuneți în momentul de față că antrenorul Cos, Cosmin Contra nu ar avea o problemă, că problemele lui pot fi educate, pot fi depășite și că ar fi un antrenor care petrolul în momentul de față îl merită. Vreți să vă spun lucru? și dacă face mici greșele, el la o carierei, deci trebuie să le... Și eu le... zic că le face în pentru moment, echipă. Asta în e... momentul în care un antrenor persistă în greșeli, atunci, adevăr, trebuie să, să fie cineva care să-i atragă atenția, nu mai mult, dacă persistă în, în greșeli. Dar în momentul de față, nu știți, pentru el nu a fost ușor să rămână încă o dată revin, să rămână fără un vârf de talia lui pentru noi. Pentru noi, pentru că, deci să nu recunoaștem, dacă aș fi și răutăcios, aș întreba de unde a venit bochila. Rezervă, rezervă de la un club din Olanda din Liga II, dacă nu mă am așa. Deci, asta trebuie să spun, nu? E meritul lui, este și meritul celui care a avut încredere în el, nu? Apropo, și de încrederea care li s-a acordat acum lui Dorel. Eu spun Dorel, Dorel pentru, că, că e mai ușor. pentru că noi l-am romanizat. Imediat, sigur că, sigur da, că da. Sigur că da. Dorel cel negru, adică e într-adevăr un Dorel nu aparte. Cel bronzat, uh, Cel bronzat. Nu cel bronzat. Asta este bronzat, că să și când mergem la mare ne înnegrim. Uh, vreau să vă întreb așa prin, ca și tot să răspunzând pentru că laudă foarte tare răzvan pe Cosmin, care credeți că este principala calitatea lui? este un băiat foarte muncitor, el are o mare, un mare avantaj față de mulți antrenori. Doamne, este jucătorul care a jucat, a trecut pe la Atletico Madrid, echipă de top în momentul de față. La Milan. A, a fost la Milan, nu? A jucat la etape zeci de meciuri, deci nu... Nu a jucat pe undeva, pe la Catania sau nu știu pe unde, știți? Am învățat din... Deci, în... deci nu se poate să nu fi învățat ceva, să nu fi furat ceva de la fiecare antrenor cu care s-a întâlnit și a reținut probabil lucrurile bune care îi se potrivesc. Pentru că fiecare om trece prin prin sita, prin sita, dacă vreți, a personalității lui, nu? A caracterului, a ideilor pe care le are, nu? Știți ce deci... mi se pare mie absolut deosebit la Cosmin Contra? Faptul că menține un vestiar unit. Da, să știți că nu e ușor. Asta vreau să vă întreb pe prima, dumneavoastră. Cu, cum era? cu jucători de 10 naționalități. Exact. La, la, la noi era, era simplu. Era vorba, da. Să vorbea românește din, din baie până în toaletă, nu? Corect. Da. <laughs> care, erau, care erau separate, nu? Da, erau separate, da. <laughs> Așa? Pe când era aici... Ca să aici? Ofere mai multe locuri de, de parcare. <laughs> de parcare. <laughs> El când a venit aici, știți foarte bine că erau problemele lăsate de Mulțescu. Trei vorbeau o limbă, patru o limbă, nu, numai la nivel declarativ vorbesc, nu mai spun de certuri și de animozitățile care erau arhi cunoscute. Ei, el i-a adus și i-a făcut un tot unitar. Am învârtit ce am învârtit el acolo și i-a motivat într-un anume fel. de -aia vreau să vă întreb, că știu că și nu asta mai practica meseria asta de antrenor. E atât de greu? Este greu, știți de ce? Pentru că ca să dau exemplu cel mai clar, să câștigă o echipă 10 sau 20 de meciuri la rând. Dom'le, avem o echipă super, avem o conducere extra. Avem și un antrenor acolo, așa. Când ai pierdut două sau trei meciuri, cine e vinovat? Domnul. Da. Deci e clar. Da. Și ca să, poate va fi cazul să încheiem capitolul, da. l-am și închis. Eu, ca să ca să audă și el, că totuși a fost și criticat, eu îl critic așa de față cu toți cei care ne ascultă pentru un singur lucru la cele două penalturi datate în acest studiu de campionat, unul cu Dinamo București și unul cu, cu două echipe bune, cu două echipe de, de top și unul unu la sfârșit jocul Pandurii, sunt momente grele când atunci era 1-1, aici era 1-0 pentru adversar, nu? Corect. Eu spun în, momentul, în, acele momente nu pui un copil. Pentru mine e grozav totuși, era un copil. Era o și, și, Eu spun copil ca mentalitate și gândire. Da. El era o vedetă cu picioare și era un copil uh, mai sus. <coughs> deci, încă o dată spun, <coughs> atunci, aș fi, în momentele acestea grele, aș fi pus un jucător Greu. cu personalitate, un jucător echilibrat. Și dacă vezi, eu puneam pe Gerardo. Să-mi spună mie nu n-a executat. Ce înseamnă penalti? Eu am, am, executat și eu pentru petrolul, cred că 20 cu certitudine. Am datat unul. Uh, ce înseamnă? Un jucător care are, are tărie, nu? Își are tărie de caracter are vorbaia nu să sperie, nu, nici de adversar, nici de tribună, nici de momentul respectiv, doar și înseamnă un pas, unde? Lângă, lângă bară jos. Mă refer la... la acesta înseamnă penalti. Asta e Am și... dat exemplu pe Gerardo, pentru că este un tip, să știți, eu stimez, în afară de copiii care au rămas, și cei trei copii sunt uh, uh, Mustivar, Bujema și Hamza, care au rămas Din de, la, vechea... de, la, de, la, de la vechea echipă, îi, 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 respect, nu-i admir pe cei doi veniți la noi acum, pe, pe Gerardo și pe, pe Sania. Sunt Am amândoi, e tot brazilian sau are și cetățenie da. da. Doi oameni care au ajuns la maturitate, unul de 34, unul de 33 de ani. Da, și care, are... joacă cu suflet, să știți. Da, da. Dacă ar fi să spun, doamne, care e cel mai aproape de sufletul ploieștiului și al petrolului, eu spun pe ăștia doi. Joacă ca și cum ar fi, ca și cum ar fi ca și de ai noștri, da. Da, timpul alocat emisiunii a luat sfârșit, domnul Drida. O să vă mai invit pentru că mai avem multe de discutat. Domnul astăzi, stimați spectatorii, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!